interacționam foarte mult la telefon și la un moment dat reușeam să mă mai descurc, pentru că aveam capul amorțit, era foarte îngins și dureri îngrozitoare. Și mă uitam la telefon, care era lângă mine, și sunam. Și nu știam ce să fac. Zic, mai răspund, nu mai răspund, pentru că simțeam că nu mai pot vorbi la telefon. Și m-am rugat la Dumnezeu și mi-a zis, fă ceva, că eu aș vrea să merg mai departe, să-mi fac datoria, dar nu reușesc. În momentul în care pun telefonul la ureche, simt că îmi bubuie cap. Și după două zile m-a sunat o prietenă mai veche, zice, Cristian, vreau să ne întâlnim, să-ți prezint pe cineva. Am fost de acord și acel cineva era Adrian Bornicu. Adrian Bornicu este un om care cercetează de ani de zile, a locuit 15 ani în Franța, a avut acolo șansa să ajungă în preajma celor mai mari cercetători din Europa și îndrăznesc să spun și din lume, și alături de ei și pe cont propriu a studiat în biofizică și bioelectronică și nu numai, are cunoștințe foarte vaste despre cele ce înseamnă, cele legate de sănătate și l-am rugat din tot sufletul să vină aici să prezinte în această comunitate o parte din ceea ce știe legat de protecția electromagnetică și nu numai. Îl rog să ne spargă și Cristian. Ca întotdeauna nu scăpe flatările lui Cristian. Am să traduc puțin ceea ce a spus Cristian, în sensul că în Franța, din fericire, nu se țin cont de formalisme. Nimeni nu te întreabă cine ești, de unde vii, dacă discursul tău este logic și coerent. Nu se face o ierarhizare pe academician, profesor, recitant sau totul este pe baza discursului. Și de demult am avut șansa să cunosc aceste persoane, fără de îndrumarea cărora nu aș fi putut să pun cap la cap aceste lucruri, pentru că este un domeniu transdisciplinar. Joi, de un an și jumătate în România am cunoscut foarte multe persoane pe care le consideram responsabile în acest domeniu al poluării electromagnetice, dar joia aceasta, păcat că nu am făcut niște fotografii, am fost invitat din partea Asociației pentru Protecția Consumatorilor la AGIR România, Institutul Inginerilor de România, unde un domn academician a prezentat, s-a numit efectul poluării electromagnetice asupra biologicului. Și ne-am dat seama că perspicacitatea nu m-a înșelat, este o prăpastie, este o prăpastie între domenii. Inginerii nu se înțeleg cu medicii, medicii nu înțeleg ceea ce înseamnă un efectul unde pulsate, inginerii nu prea interesează ce funcționează celula și de aici o mare neconcordanță. Ca atare, am adăugat chiar astăzi și am să încep cu o persoană pe care eu o stimez foarte mult și, în general, lumea științifică din Occident o stimează foarte mult. Este academicianul Basarab Nicolescu, academician și român în același timp, este membru de onoare al multor academii în România și este fondatorul transdisciplinarității. Este una dintre persoanele cele mai stimate în Occident și am extras din lucrarea lui acest text. Vă las să-l savurați, pentru că este cheia, suntem ca într-un fel de turn Babel acum. Nu se mai înțelege nimeni cu nimeni. De la 8 discipline în edul mediu am ajuns la 8.000. Cum vreți să mai înțelegem ceva? După cum vedeți, există o hiperspecializare. Se investesc fonduri uriașe în medicină și totuși afecțiuni precum diabetul, cancerul, astmul, etc. nu s-au soluționat și se investesc miliarde pentru că s-a ajuns la o hiperspecializare, aș pune în paranteze, pe partea din stângă a receptorului intracelular și se pun 5 miliarde doar pe acel receptor, să vedem cum funcționează. Dar nu mai avem reculul necesar pentru a avea viziunea de ansamblu. Și
a spune că, grație savantului român, lucrurile în Occident încep să se lege. Am asistat la una dintre conferințele sale, la Paris, în 2014, de interdisciplinaritate și acolo vedem, de-adevăr, medici, fizicieni, biologi, încearcă să recupereze acest puzzle, care este un puzzle fărmițat și chiar cu piese lipsă sau aparent lipsă. Sunt piese care, de fapt, am putea să le găsim, dar se pare că nu avem tot interesul necesar. Sau deranjează anumite... Intrăm în subiectul propriu-zis. Am două alternative. Să vă arăt lucruri îngrijorătoare. Și aici precizez că cuvântul românesc grijă este mult diferit față de stresul american, no stress. Grija este ceva constructiv. Grija te face în același timp să fii prevăzător și în același timp să fii dârz, a spune, cu voință să încerci să depășești acel ceva. Stresul este stres. Trepidez odată cu el și nu avansez. Aș face o paralelă, limba română are aceste, pe care eu aproape că le redescoper acum. Dau un exemplu, acum suntem în biserică, în franceză nu există cuvântul fecioară. Este doar la Virgin Marie. Nu există cuvântul fecioară, se pot spune fecioară, nu există așa ceva. Beneficiem de o limbă extraordinară și asta ne permite, într-adevăr, să nuanțăm foarte bine lucrurile. Eu n-am reușit să învăț tatălui în franceză. Sună atât de bizar pentru... Da, toată lumea cunoaște aer smogul. Este de ajuns într-un oraș mai mare. Eu, de exemplu, în Paris, în zilele de răcoare și senin, se vedea foarte clar. Turul Eiffel îl vedeam până la jumătate, restul un opât. Ceea ce vedem mai puțin este electrosmogul. Dar credeți-mă că este mai prezent ca aer smog. Mult mai prezent, dar nu îl vedem. Vom încerca să-l vedem cu ajutorul unei imagini video. La sfârșit, ca să nu amestec imagini video cu fotografiile, cam așa ar arăta un oraș dimineața și într-o zi în care nu se circulă, aș spune duminica. Este aceeași fotografie, doar că am ales două ipostaze. Da, ajungem în esența problemei și, după cum v-am spus, m-am ridicat ieri în picioare de față cu joi, de față cu academicieni, de față cu profesori de universitar, cu ingineri, pentru că în continuu se compara, domnule, există în natură, de când lumea, radiații electromagnetice. Deci acum suntem doar o mică fluctuație. M-am ridicat și am spus, nu este așa. Din păcate, tot ceea ce este natură și lăsat de la Dumnezeu, este de o natură continuă. Sunt fluctuații, ai putea spune, seară, dimineață, furtuni magnetice, dar sunt de o natură continuă, niciodată pulsată. Ce se întâmplă cu undele artificiale este principalul lor caracter nociv, este că ele sunt transmise într-un mod sacadat, pulsat, nu din cauza unei imposibilități tehnologice, ci dintr-un motiv foarte simplu. Sunt comprimate pentru a transmite cât mai multă informație pe o plajă de frecvență cât mai îngustă. Vocea noastră este secvențată, comprimată și decodată la celălalt capăt al transmisiei. Dar aceasta, din păcate, nu există în natură și vom vedea în curând că este exact caracterul cel mai perturbant al undelor artificiale. Dacă ar fi transmise în continuu, și aici suntem copărtași pentru că din ce în ce mai multă lume vrea să vorbească, vrea să vorbească din ce în ce mai mult, mai ales cei care n-au nimic de spus, îmi spunea Eminescu, este ușor a scrie versul că nu ai nimic de spus. Dacă am vorbit doar cei care, într-adevăr, vrem să facem ceva, ar fi interesant, dar acum pe mâna copiilor, pe mâna tuturor, telefon, 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 și antenele sunt obligate să, și cei din comunicație, să comprime cât mai mult. Ori aici ajungem la acest efect sacadat. Și după cum o vedea, de mii de ani se cunosc efectele acestea stroboscopice. Aceste materiale le vom, pentru a nu intercala prea mult, voi arăta un driver care ne poate vizualiza undele pulsate. Vorbeam de efectul sacadat. Ei bine,
De mii de ani se cunoaște această tortură chinezească. Picătura de apă. Din câte știți, zgomotul unui acvariu este liniștitor și același zgomot, dacă ai rupe puțin rubinetul și ar face pic, 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 ar deveni ceva catastrofic. Există această tortură și, din câte știu, mai mult de 3 zile nu prea poți rezista. De ce? Se numește efectul stroboscopic. Organismele vii nu suportă, a spune, un efect monoton și acesta este deja doar mecanic, a spune, la suprafața ienic. Ce vorbim despre undele electromagnetice care provoacă acest efect asupra fiecărei celule. Și vom vedea câteva dintre aceste efecte. Odată cu întrebările, cred că am să profit să vă arăt aceste imagini. Ceea ce am spus adineauri, zgomotul latului curgătoare este, produce un efect de relaxare, iar efectul stroboscopic produce, este... Această chestiune chiar am discutat-o și alaltă e. Un fizician nu poate explica de ce. Un copil care privește o lanternă, lanterna aprinsă, nu este jenat de acea lumină, dar dacă acea lanternă este pulsat, se numesc lanterne stroboscopice, de 20 de ori pe secundă pulsează, riscă să facă epilepsie. Este un efect cunoscut în medicină. Deci, un exemplu. De ce o lumină intermitentă, care normal este purtătoare de mai puțină energie, de mai puțin foton, poate provoca o astfel de dereglare în organism? Suntem în fața unei situații de facto, organismul nu suportă efectul stroboscopic. Tocmai această modalitate, în limbaj tehnic se numește timing division multiple access, poate fi în frecvență, în timp, nu suportă acest efect stroboscopic. Ori acesta este principala caracteristică a transmisiilor din ziua de astăzi și nu doar al telefoniei mobile, Wi-Fi, Bluetooth, GPS-ului. Ceea ce vedem aici, nu am să risc imaginea pentru că sunt și copii astăzi. În 97, doar câteva minute din deja cunoscutul acum Pokémon, într-un serial video, 700 de copii au fost ospitalizați doar în câteva minute, 700 internați în aceea zi, doar din cauza că pe ecranul televizorului au apărut aceste pulsații, dar cu efect luminos. A fost, să spunem, semnalul de alarmă, din care au tras câteva concluzii, dar n-aș spune că cele mai... Am să trec aici peste puțin prea aplicat. Dau un exemplu pentru eventuali specialiști sau chiar în revista Lancet. Gerald Hyland a publicat un articol și știm că Lancet este cea mai prestigioasă revistă medicală. Și am să dau iarăși un exemplu. Aș putea să... Da, am să trec aici. Astăzi, telefonia mobilă testează, aș spune, efectul telefonului mobil asupra omului folosind o simplă fantomă. Timp de 6 minute este un manichin de plastic cu cadra orizontală, se pune telefonul de sus și dacă apa din zona capului se încălzește timp de 6 minute, pe un centimetru cub, se consideră că el este compatibil sau nu cu normele. Este vorba despre acel SAR, debitul de absorție specific, în care se consideră că, de fapt, organismul uman este doar un sac compus cu lichid. Și nu orice lichid. Întrebarea este, de ce se testează doar 6 minute? Și nu mă refer la cel manichin, pentru că aceea este o glumă. Asupra copiilor, asupra oamenilor, aceste tehnologii, în anii 90, când au apărut pe piață, s-au făcut teste foarte sumare. Și dacă s-a făcut test pe timp de 6 luni, să spunem, sau 6 săptămâni, dar asupra unor cobai, întrebarea este ce se va întâmpla după 6 ani. Pentru că nu sunt studii pe lungă durată în privința polurii electromagnetice. Foarte scurte și foarte, foarte sumare. Ceea ce v-am spus se folosește pe un manechin doar timp de 6 minute. Este un indice foarte nerelevant. Iarăși, același efect și aici
aș avea o comparație foarte specifică. Curentul alternativ pe care îl folosim în crize, iarăși, această caracteristică alternativă însemna că oscilează polaritatea de 50 de ori pe secundă. Și am să vă dau un exemplu. Chiar citeam cu zile în urmă că există o persoană în Austria, un pădurar austriac, care a fost fulgerat de vreo 7 ori. Un fulger are cam între 10 și 20 de milioane de volți și a scăpat cu viață. Dar nu scap cu viață la 20.000 de volți, un stâlp de înaltă tensiune. Doar, acum să vă spun ce sunt persoane care au făcut greșeala de vreo 2-3 ori pe anumite poduri să urineze pe acest stâlp, nedându-și seama și au carbonizat pe loc. Deci, s-a întâmplat chiar undeva în Pașcani, acum vreo 10 ani. Deci, la 20.000 de volți, ai ars complet, dar 20 de milioane de volți scăp, bine mersi. Doamne ajută acum, cred că și nu oricine, dar unii mai pot scăpa. Diferența de 1000 de ori. De ce? Vine de la același efect pulsat, ca și în cazul telefoniei mobile, ca și curentul alternativ, având polaritatea care oscilează, explodează celula pe loc. De ce? Pentru că este ca și cum am avea o cataplasmă cu viață la picioare și una fierbinte pe cap și cineva ne-a schimbat-o din 5-5 secunde. Acesta este efectul. Și am curentul alternativ, și aici am să adaug ultimele studii, un studiu în Oxford, acum 2-3 ani, arată că casele, până la 100 de metri de stâlpi de înaltă tensiune, triplu riscul de leucemie la copii, dublu între 400 de metri și de avea după 600 de metri incidența este zero. Din cauza stâlpilor de înaltă tensiune. Deci, de la distanță deja, nu mai spun să ai de face. Și această comparație ne face să înțelegem foarte bine și chiar nu ezit să o folosesc, nocivitatea acestor frecvențe pulsate. Este vorba această comparație, dacă o rețineți, cataplasmă, fierbinte și rece. Pentru că și, iarăși, aș pune un indiciu cel puțin turbulent, este că polaritatea unei persoane de 1,80 m, pardon, diferența de potențial, este exact 250 de volți, exact ceea ce avem în criză. Aș spune că s-a ales exact ca să ne ia în considerare. 230 de volți este diferența de potențial a unei persoane de 1,5 m. Deci cataplasmele au fost bine proporționate exact pentru dimensiunea noastră. Aici... și de ce curentul continuu este foarte interesant? Scăpăm destul de ieftin cu el, pentru că... Gândiți-vă, aș pune o săgeată, ca să nu intru în termeni prea tehnici. O săgeată, dacă intră și iese, în cazul curentului există în natură negativul și pozitivul, el doar ne strebate. Avem o mică împrumutare, scăpăm mai ieftin. Dar când vorbim de curent alternativ sau de unde pulsat, este ca și cum săgeata aceea ar intra și ar ieși, ar intra de 50 de ori. Oscilează. Și aici putem vorbea după aceea de intrarea în rezonanță cu procesele oscilatorii ale celulei. Dar rețineți acest aspect. Zigzag. Este mult mai... Cred că chiar am o imagine chiar legat de așa ceva, ca dovadă că lipsește spiritul interdisciplinar. Un articol în Cotidianul Național, aproape acum vreo 6 luni, văd că profesorii de la Politehnica din Timișoara nu prea mai scăpa nimeni cu viață. Chiar ei care... Ce fac acolo la Politehnica? Există o hală imensă unde testează efectul stâlpilor de înaltă tensiune. Deci ei fac normele. Și pot citi... Uitați, ce spune unul dintre aceștia, profesor, n-am știut la ce mă expun, dar îmbolnăvindu-mă de cancer am început să-mi pun întrebări. Cam târziu. Dacă ei sunt mandatați să ne asigure nouă normele și el n-am știut la ce mă expun, dar nu doar unul, profesor alt, Adrian Marincu, cancer pe creier, lobul cerebral al pulmonului, afectat de cancer, după tratament a început o chimioterapie altă, tumoare la mandibulă. Toți de acolo, eu am intrat în studiile lor, toți au făcut cancer până la capăt. Și întrebarea este, acesta este un exemplu foarte clar de ce efectele neconcordanței între domenii de specialitate. Ei se bazau pe norme, dar normele nu i-au acoperit cu nimic. Și a să vă spun un lucru, dacă pe țigări astăzi scrie
fumatul poate provoca sau provoacă cancer deja. Cred că scrie provoacă cancer, că n-am făcut atenție la țigări. Poate? Poate scrie, că nu scrie. Perfect. Măcar se cunoaște că poate. Ideea este că el provoca și înainte de a scrie de pachet. Nu în momentul în care autoritățile recunosc ceva, efectul acela apare. Nu, el apare din momentul în care apare. Și am să vă dau un exemplu cu amiant, asbestul, se spune. Da. Din 1915 este recunoscut cancerogen în America. La nemți l-au scos de prin 60-70. La noi de-abia în 94 sau 2004, cred că domnul Tăricianu a hotărât că este cancerogen. Ne-a trebuit 100 de ani. Sper ca și aceste informații și în perspectivă, pentru că văd că lucrurile mișcă, să nu repetăm aceeași greșeală și cu poluarea electromagnetică, pentru că asta nu se mai oprește la asbestul de pe casă, nici la... Aici sunt lucruri puțin mai tehnice. Câteva cuvinte despre ceea ce vedem aici, pentru că este destul de important. Vedem că lucrurile au fost toate bine făcute pe lumea asta. Ceea ce vedem aici, vedem că atmosfera terestră împiedică toate radiațiile, gamma, X-ray, ultra, care ne sunt nocive, automat. Nu avem nevoie de desen. Deodată lumina soarelui, jur de 300 GHz, este lăsată să treacă. Vedem așa o sincopă, pur și simplu, totul ține de rezonanță, dar atmosfera, ca să nu intrăm în detalii, ea lasă lumina să treacă. Mai bine zis, chiar provoacă lumina, pentru că să știți că de la soare până la pământ este cam întuneric. Lumină vedem noi că este pusă atmosfera ca să ne... De acolo vine doar un flux magnetic. Ei, aici iarăși atmosfera blochează și deodată este o sincopă. Deci atmosfera nu s-a mai... nu a mai fost, aș spune eu, programată să mai oprească ceva, pentru că nici nu mai era ceva. Era exact locul în care, și astăzi chiar, a spune că Pământul comunică cu Cosmosul, pentru că aici își pun observatoarele astronomice pe această frecvență și, într-adevăr, locul special unde există un loc la Green Bank, în Virginia de Sud, unde nici măcar sateliții nu intersectează zona, pentru a putea observa, asculta zgomotul zgomotul cosmic. Ei, exact pe această frecvență, unde n-ar fi trebuit să fie nimic, s-au introdus Wi-Fi, 4G, GSM, toate comunicațiile. Exact această frecvență pe care armata a părăsit-o acum câteva timp în urmă, pentru că s-a constatat pe soldați că în radiolocații nu mai scăpau prea mulți. Exact ceea ce ați văzut acolo, acea vale, este ceea ce vedeți aici. Este exact zona, uitați, Wi-Fi, 2.5 GHz, 100 de MHz 300, undeva pe aici 2.5. Chiar, uite, au pus aici, este frecvența cuptorului cu microunde. În această zonă. Este exact zona în care radiațiile intră și nu mai ies ca aici. Și nici nu sunt ionizate ca aici, pentru că aici trec, dar lasă dezastru. Aici intră și rămân. Ce înseamnă asta? Este frecvența apei de 2.5 GHz. Intră și fier celulele. La foc încet, foc mocnit. Exact această frecvență. De aceea, vă spun, rutele Wi-Fi aici în România, dacă aveți, opriți-le noaptea, ori vorbiți cu vecinii să le oprească, ori faceți tot posibilul să nu stea copiii cât mai... Dacă aveți, de exemplu, o cameră aici, bateți la vecinul de lângă, întrebați, aveți cumva rutele pe peretele ăsta? Nu poți să puneți pătuți copilului acolo. Foarte important. Să nu puneți pătuți copilul, pentru că există o cauzaistică care lasă... Exemplul pe care îl spuneam, dacă aș alege dintre două rele pe cel mai mic, o undă electromagnetică naturală, aș spune, aici este o mică simbolistică, dacă intră o săgeată cu o mică ondulare, mai scăp. Cum mai scăp? Dacă intră acesta în tine, o săgeată de această formă, nu prea mai avem șansă. Și mai ales dacă această săgeată, ceea ce vreau să spun aici, intră și iese, intră, iese, intră, iese. Pe parcursul, pe dimensiunea organismului, ea face un milion de zigzaguri. Gândiți-vă că 2.5 GHz înseamnă 2.5 miliarde de... Aici, puțin mai tehnic, am de aici încolo. De ce radiații ionizante, cele despre care știm fisiunea nucleară, ne afectează? Este din cauza că aceste radiații sunt pe dimensiunea atomului. Intră în rezonanță cu ea. Efectul rezonanță. După cum știți, sunt cântăreți care pot să spargă un pahar cu vocea. Dacă intre pe rezonanță lui, de frecvența lui, este și motivul pentru care nu se bate pasul de pilare pe un pod.
niște tancuri pe un pod, dar nu bate pază de defilare, pentru că risc să intre în privința podului. Și în momentul acela, podul poate să rășească. Chiar au fost ceva cazuri. Aici este mai multă biologie, dar un exemplu, iarăși, pentru că privința tehnologiei este destul de atenți, aș spune. Aviația, armata, pompiere, toată lumea are prevența ei, nimeni nu interferează. Întrebarea, de ce nu se ține cont și de interferențele biologice? Acolo, acel 1-10 GHz, erau frecvențele specifice biologicului. De ce nu se ține cont de ele? Nu știu. Se pare că nu există bunăvoință. Ce aș putea să vă spun de aici este doar că am să vă dau un exemplu. Am vorbit de 230 de volți. Ceea ce vedeți aici, al doilea efect acestor unde pulsate este că variațiile lor, în funcție de distanța și de ceea ce transmit, creează pe, aș spune, în mod pe exemplu, vârful crestelor, vârful cel mai de sus al pulsațiilor, creează frecvențe paralele. Și iarăși alte modulații mai înalte, din coama în coama, aș spune, acestor modulații, creează o altă frecvență paralelă. Și vă spun că nu prea se opresc. Este, sunt o multitudine destul de... printre care aș remarca, ca să nu intru în alt subiect, această frecvență este responsabilă astăzi de dispariția albinelor. Este, se numește dansul albinelor. Țineți minte, căutați colonii Disaster Bee și scris 217 Hz și veți vedea că antenele astăzi transmit exact prin frecvența albinelor. Acum câțiva ani, 70% din albine din America nu s-au mai întors, s-au murit. Știm acel spune, dicton lăsat de Einstein, la 5 ani după ce albinele vor muri, umanitatea... Nu. După ce albinele vor dispărea, umanitatea mai are 5 ani. Și am zis că chinezii se pregătesc fabrice albine artificiale acum. Nu mai știu ce să facă. Pentru că albinele... Și este un cofactor. Pesticidele de agricultură, plus undele pulsate, le provocă Alzheimer. Alzheimerul la ora actuală, să știți că nu este ceva intrinsec în vârstei sau bătrâneții, nici pe departe. Este o combinație fatidică între poluanții din alimentație. Deci, cred că am să dau un exemplu, poate să mai deplasat sau nu, dar părintele poate confirma. Am aflat foarte multe cazuri, sunt acum, după 7 ani de zlăbăciuni, în care cadavrele sunt captate. La Brelu, am citit undeva într-un reportaj, sunt aproape intacte, de atâta chimicale în câmp. Nu se descompun. Ori acele chimicale cu aceste frecvențe care deschid bariera hematoencefalică, doar două cuvinte, avem, creierul este bine acoperit undeva acolo de o barieră care filtrează orice nutriment care ajunge la creier. Ori acea barieră se deschide doar după 6 minute de telefon la ureche. Dacă avem o nutriție sănătoasă, și aici Cristian îmi dea niște sfaturi, scăpăm mai ușor. Dar dacă avem o nutriție, de exemplu, gume de mestecat, aspartam, glutamat, Coca-Cola, vă spun, nu există dulciuri pe care să nu le dăm copiilor să nu conțină glutamat. Vedeam undeva un reportaj într-un magazin în care s-a scos un cercetător care vrea să alarmeze un mare megabol, un mare... A spus, domnule, înainte de a vă muta, scoateți de pe raftul tot ce conține glutamat și ce nu conține, lăsați. Ne plimbam de raftul goale. Era acolo, poate ceva. După trei era, poate mai era ceva, orice, bulion, conserve, biscuit, tot. Ei, și în aceste condiții în care avem Wi-Fi-ul permanent la bloc, copiii cu tablete, cu telefoane și cu acest glutamat, este o catastrofă și de aceea nici studiile nu ajung la o concluzie finală, pentru că ei testează doar efectul telefonului asupra copilului, nu-i dau glutamat. Ori studiază doar glutamatul, dar nu pun telefonul lângă. Dar nu este situația reală, ca și la apa potabilă. Tot văd în metrou anunță, apa potabilă se încadrează în urme, da? Dar dacă ai luat, se iau componentele separat. Se ia mercurul, arsenicul, putare și se testează pe cobai și spune, da, domnule, niciun efect. Am să vă spun că studiul profesorului Gil Eric Seralini se numește tot cobai. Dacă rețineți, căutați documentarul, a fost adus acum câteva ani, a demonstrat că, de exemplu, privința OGM-ului este un efect de 99 de ori, nu, pardon, de 1000 de ori mai mare atunci când pui și acel pesticid Monsanto și principiul activ, Roundup-ul, am două odată. Nu doar principiul activ
și fixatorul, ce am înlodat. De 1000 de euro. Se numește efectul foc pe ecologul. În cazul poluării este același lucru. Alimentația și poluarea.